Am ajuns în Abu Dhabi, în casa Anei Maria și a lui Laurențiu Reghecaf. Și primul lucru pe care l-am făcut a fost să ajungem în bucătărie. În pe principiu ne e foarte foame, nu? Da, ne e și foame, dar fii atent, noi suntem foarte diferiți în casa asta. Unii mănâncă cu safii de plăcinta, alții fără. Aici o baie mică. O baie de oaspeți, așa. Aici fumează, că n-au voie în casă. Și lasă fumeze aici. Ia uite aici. Aici e familia, practic. Da, deci aici poți să ne iei. Aici fumează nuții. Faci tu poze, nu? Da. Unde toată lumea nebunește. Se uită toată lumea, wow. Da. Acesta este locul miraculos de unde vedem pozele cu Ana Maria Prodan. Ai vecini? Aveți vecini? Da, sunt. Prima casă este consulul Austriei. Sunt oameni foarte buni, pentru că n-ai voie să stai acolo. Stă prințul mare, șeicul mare al Emiratelor. Aici știi că fiecare cu grătarul lui. Noi avem aici grătarul nostru, fetele. Cam Dubai. Asta e grătarul fetelor, da, și există și grătarul Laur. Oh, da. Laurențiu, am înțeles că fiecare e cu grătarul lui. Asta e grătarul lui Laur. Nu lași pe altcineva să apropie de grătarul tău, nu? Nu vezi că stai aici? De ce? Că par genul care împarte. Împarte, dar nu lucrurile personale. Adică genul ăsta. Ce gătești? Ce faci aici? În primul rând, miroase foarte bine. Și urma pentru bebe. Cu ce carne? Carne de porc, de la noi de la fermă. Asta cred că e dormitorul vostru, nu? Asta e dormitorul nostru. La fel, aici vezi, ai priveliște. Ce priveliște frumoasă. Și în Dubai și aici o priveliște foarte frumoasă. Baia? Aveți și duș și cadă? Da. E, practic, ăsta e dormitorul matrimonial, ca să zic așa. E ok, nu e să zici, mamă, totul din aur. Aici încă un dormitor? Da, asta normal era al fetelor. Aici vine Rebecca. Tot așa, are... E foarte frumoasă priveliștea. De aici vezi totul jos, știi? Iar sus e cerul liber. Vai, ce frumos! Da, chestia asta e făcută în interiorul casei. Ori mâncăm, ori nu mâncăm. Mamă, ce e aici? Așa se mănâncă la noi. Vai, ce bine arată. Nu? Asta știu că au o poveste, ceva special. Da, asta a primit Laur când a semnat de la șeicul lui. Că am mers în vizită la el, știi? Și uite, sunt de ceai, de cafea. Da, e cu masă, cu tot, asta mi se pare... Bună dimineața, draga mea, Ana. Doamne, mai pot să mă trezesc atât de dimineață. La 5:30 m-am trezit. Vreți la safari? Program. 10 minute, mi se pare incredibil. Gata, mergem. Au venit. Hai să mergem. Hai. Au venit să ne ia. Hai. Da. Lasă pe Luca, pe Sara și pe Alexia într-o mașină cu copul. Ei patru și copiii una. Suiți-vă voi în a doua mașină. Hai. Nu punem una. Se sperie astea. Asta de ce vine așa lângă mine? Face-te, Laur! Cum ești, Ana? Eu? Da. Nebunie mare. Bine să mă țin de ce? Să nu scadă. A voastră merge mai repede, turmă! Să merge așa, vă zi, dragă, te-ai terminat. Îți dai seama când cobor cu picioare de pământ de cămilă. Perfect, bravo!